De când se nasc și până mor, aproape toți românii își doresc să aibă o casă pe numele lor, să le apară numele pe actul de proprietate al unei locuințe, indiferent cât este de mare sau de mică, însă cât sunt de dezavantajoase condițiile de creditare. Ca referință, în 2022, aproximativ 69% dintre locuitorii Europei locuiau în propria locuință. Restul de 31% apelau la chirie pentru a avea un acoperiș deasupra capului, după cum se arată într-o analiză a Oficiului European de Statistică. Fără să surprindă pe nimeni, românii sunt cu mult peste această valoare medie. În Germania, mai mulți oameni stau în chirie decât în propria locuință. Practic, numărul proprietarilor este mai mic de 50% din totalul locuitorilor. România este la polul opus și ocupă prima poziție Europa la acest capitol. Numai puțin de 94,8% dintre români trăiau în 2022 într-o locuință proprietate personală. Pe locul al doilea se află Slovacia cu 93%, Croația cu 91% și Ungaria cu 90%. Cel mai ridicat procent de chiriași îl găsești în Germania, 53% din populația țării. În Austria, numai puțin de 49% dintre cetățeni aleg să stea în chirie decât să se împrumute pe 25-30 de ani, cum fac aproape toți românii. Danemarca este pe 3% la același capitol cu 40% din populație reprezentând chiriași. În România, doar 5,2% dintre români optează pentru această variantă. Partea bună este că între 2010 și 2022 rata de aglomerare în locuințele europenilor s-a diminuat de la 19,1% până la 16,8%. În condiții de aglomerație, cei mai mulți oameni trăiesc în Letonia, 41,7%, România, 40,5% și Bulgaria cu 36,2%. La polul opus, cea mai scăzută aglomerație o vezi în Cipru și țările de jos. Dincolo de asta, în Uniunea Europeană, 33,6% din oameni stau sub locuințe ocupate, procent în mare parte neschimbat între 2010 și 2022. Cele mai multe astfel de case și apartamente găsiți în Malta, Cipru și Irlanda, iar cel mai scăzut în România, Letonia și Grecia, relatează playtech.ro.